Bună ziua, mă numesc Rodica Cocalea și astăzi vom vedea puțin despre numerele reale. Pitagora este matematician și filozof grec. A trăit între anii 569-475 înainte de Hristos și a fost printre primii deschizători de drumuri în matematica europeană. S-a stabilit în Cretona, în sudul Italiei, unde a înființat o școală filozofică, școala pitagoreică, ce reunea peste 300 de discipoli. Cu toate că Pitagora a rămas cunoscut în mod special datorită teoremei sale, el a realizat legătura dintre mărimi și numere, dintre aritmetică și geometrie. Se spune că pe frontispiciul școlii lui Pitagora era trecută următoarea deviză: numerele guvernează lumea. Din studiul numerelor, pitagoreenii au conceput numere figurative. Numerele pătrate, perfecte, au definit numerele pare și impare, au studiat media aritmetică, geometrică și armonică și au descoperit iraționalitatea numerelor. Numărul rațional este numărul care se poate exprima fie ca raport a două numere întregi, deci aceste numere sunt fracții zecimale finite sau fracții zecimale periodice. Exemple: 3 minus 12 sau periodice 0,25 în perioadă, minus 42,654 în perioadă, sau putem să punem virgula minus 4,2 și perioadă 654. Numerele iraționale sunt întotdeauna fracții zecimale infinite, dar neperiodice. Deci un număr irațional nu se poate exprima ca raportul a două numere întregi. Exemplu, radical din 2 nu poate fi exprimat ca raportul a două numere întregi. Deci nu este număr rațional. Radical din 2 se poate obține calculând diagonala unui pătrat cu latura de 1. Deci dacă pătratul are latura de 1, diagonala va fi egal cu radical din 2 conform teoremei lui Pitagora. Iată și spirala lui Arhimede, folosind inițial un triunghi dreptunghic, ale cărei catete sunt egale cu unitatea, și folosind teorema lui Pitagora succesiv, se obțin radical din 2, radical din 3, radical din 4 și așa mai departe. Exemple de mulțimi. E vorba de mulțimea numerelor naturale, care o știm, formată din elementele 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Numerele naturale nenule, mulțimea numerelor întregi, mulțimea numerelor raționale, de asemenea mulțimea numerelor iraționale, iar reuniunea dintre mulțimea numerelor raționale și mulțimea numerelor iraționale formează mulțimea numerelor reale. Avem de asemenea și incluziunile, mulțimea numerelor naturale inclusă mulțimea numerelor întregi, inclusă mulțimea numerelor raționale, respectiv inclusă mulțimea numerelor reale. Am văzut că numărul rațional se poate exprima sub formă de fracție, ca numărător, numitor, numere întregi, și numerele iraționale sunt niște fracții zecimale infinite neperiodice. Exemple de numere iraționale: radical din 3, minus 2 radical din 5, raportul de aur, notat cu litera grecească fi, care este un număr irațional, descoperit și definit în istorie, ca fiind aproximativ egal cu 1,61 și poate fi întâlnit chiar și în natură, în arhitectură,
numărul pi, care îl întâlnim la îngiungimea unui cerc sau la aria cercului, aria discului, numărul e, care reprezintă baza logaritmilor natural și este aproximativ egal cu 2,71. Pătratul unui număr rațional este totdeauna un număr pozitiv sau 0, dacă numărul este 0. Rădăcina pătrată a numărului A este numărul n-negativ x, astfel încât x pătrat să fie egal cu A. Notație radical din A, da? Deci radical din A este egal cu x. Asta înseamnă că x la puterea a doua este egal cu A. Atenție, când scoatem de sub radical, scoatem în modul, dacă A este număr fie pozitiv, fie negativ, trebuie să avem grijă la scoaterea de sub radical. Să se scoată factorii de sub radical, radical din 864, aceasta se face cel mai simplu descompunând numărul. Deci se divide cu 2, 432, se mai divide cu 2, 216, iar cu 2, 108, se împarte la 2, 54, la 2, 27, cu 2 nu se mai divide, dar în schimb cu 3, 9, iar cu 3, 3, 3, 1. Pe urmă grupăm câte două numere prime, acestea ieșind de sub radical, deci radical din 2 ori 2, ne iese de sub radical ca 2, de asemenea din 2 ori 2 iese un 2 de sub radical, din 3 ori 3 iese 3, sub radical rămânând 2-ul și 3-ul care n-au mai fost grupați. Deci radical din 864 este 2 ori 2 ori 3, 2 ori 2, 4 ori 3, 12 și sub radical rămâne 2 ori 3, adică 6, radical din 6. Introducerea factorilor subradicale. Deci A vrem să-l introducem subradical, considerând că A este număr pozitiv și atunci va fi egal cu radical din A pătrat ori B. Să introducem pe 5 subradical, deci va fi radical din 5 la puterea a doua ori 3, adică 25 ori 3, 75. Minus 4. Atenție, minusul nu-l putem introduce subradical, deci rămâne în afară. Minus radical din 4 la a doua ori 3, minus 4 la a doua 16 ori 3, 48. Putem să și comparăm, de exemplu, 5 radical din 5. Cel mai simplu este să introducem subradical. 5 la pătrat e 25 ori 5, adică e vorba de radical din 125. Din coace, 2 introdus sub radical este 4 ori 3, deci e vorba de 120. Și atunci comparăm 125 față de 120, este mai mare. Cu acești radicali, care sunt de fapt numere reale, putem să facem exact operațiile de la numere raționale, adică adunarea și scăderea. Bineînțeles că adunarea este asociativă, comutativă, 0 element neutru. Deci sunt exact operațiile de la numere raționale. Dacă ne referim la adunarea și scăderea radicalilor, putem să adunăm așa numiții termeni asemenea. De 7 radicali din 13, observăm că acești termeni conțin pe radical din 13, care îl putem da factor comun și atunci obținem 7 plus 2 minus 6, tot o radical din 13, 7 plus 2, 9, minus 6, 3, radical din 13. Radical din 24, putem să scoatem de sub radical. Da? Deci pentru a scoate de sub radical, descompunem pe 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1,
Deci ne dă din 2 ori 2, iese un 2 de sub radical, 2 radical din 6, minus 2, radical din 12 l-avem aici. Deci din 2 ori 2 iese un 2 de sub radical, 2 radical din 3, plus 54, descompus, 2, 27, merge cu 3, 9, 3, 3, 3, 1. Din 3 ori 3 iese un 3 de sub radical, deci 2 ori 3 radical din 6, plus 3 ori, 27 l-avem aici, deci e 3 la a 3-a, scos de sub radical ca 3 radical din 3. Egal? Deci 2 radical din 6 minus 4 radical din 3 plus 6 radical din 6 plus 9 radical din 3. Termeni asemenea. 2 radical din 6 plus 6 radical din 6. Deci acum coeficienții din fața radicalului ne dă 8 radical din 6. Minus 4 radical din 3 cu plus 9 radical din 3. 9 minus 4 este 5 radical din 3. Înmulțirea numerelor reale, proprietățile sunt aceleași ca la numere raționale. Să efectăm înmulțirea următorilor radicali. Deci constatăm că coeficienții din fața radicalului, numerele din față se înmulțesc între ei și radicalii între ei. 2 radical din 3 ori 3 radical din 6, deci 2 ori 3 este 6. Radical din 3 ori radical din 6 radical din 18. 6 ori, 18, dacă scoate de sub radical, ne dă 3 radical din 2, deci 18 radical din 2. La împărțire procedăm exact la fel, dar haideți întâi să scoatem de sub radical. Radical din 45. 45 este 9 ori 5, radical din 9 este 3 radical din 5, împărțit la 20. Îl putem judeca ca 4 ori 5, radical din 4 este 2 radical din 5 și atunci 3 radical din 5 împărțit la 2 radical din 5, 3 împărțit la 2, 1,5 de exemplu, și radical din 5 împărțit la radical din 5 este 1. Din coace, 7 radical din 2 supra minus 2 radical din 7, eventual putem să ne folosim de scrierea sub formă de fracție, plus împărțit la minus e minus, 7 radical din 2, supra 2 radical din 7. Raționalizăm, adică amplificăm cu radical din 7 și ne dă minus 7 radical din 14, supra 2 ori 7, 7 cu 7 simplificat, deci minus radical din 14 supra 2. Deci avem aici, de asemenea, împărțirea. Astea vi le las ca exerciții să le lucrați. Ridicarea la putere. La putere, la ridicarea unui număr real, la o anumită putere, regulile sunt exact aceleași ca la numere raționale, cu aceleași reguli. Da, regulile de calcul de la puteri. Înmulțirea a două puteri cu aceeași bază, copiez baza, adun exponenții, împărțirea a două puteri cu aceeași bază, copiem baza, scădem exponenții, ridicarea unei puteri la altă putere, copiem baza, înmulțim exponenții, iar puterea unui produs egal cu produsul puterilor. Când scoatem de sub radical, am mai atras atenția că trebuie să scoatem în modul și pentru a ridica la o putere, ridicăm fiecare factor la puterea respectivă. Radical din minus 7 totul la pătrat, de fapt minus 7 la pătrat, va fi egal cu modul din minus 7, care este 7. Radical din 3 minus radical din 5 totul la pătrat, este de sub radical ca un modul din radical din 3 minus 5, dar numărul acesta, radical din 3 minus radical din 5, este număr negativ, scos de sub modul, de scot ca opus al numărului, deci minus radical din 3 plus
radical din 5. Atenție, cu radical nu pot să intru peste diferență sau sumă, da? Și atunci trebuie să facem ridicările la putere. Deci egal cu 5 la puterea a doua este 25. Deci 25 minus 3 la a doua 9 supra 10 la a doua 100 minus 6 la puterea a doua 36 egal cu radical din 25 minus 2 16, 100 minus 36 64, radical din 64 din 16 e 4, radical din 64 este 8, simplificat cu 4 egal cu 1 pe 2. Raționalizarea unei fracții înseamnă a amplifica un raport în care numitorul conține radicali. În felul acesta, numitorul devenind un număr rațional. Exemplu, dacă amplific 2 radical din 6 supra 3 radical din 3 cu radical din 3, obținem 2. Radical din 6 ori radical din 3 este radical din 18 supra 3 ori. Radical din 3 ori radical din 3 e 3. 2. Radical din 18 este 3 radical din 2 supra 3 ori 3. Putem simplifica cu 3. Deci 2 radical din 2 pe 3. Dacă numitorul unei fracții este de forma radical din A plus sau minus radical din B, atunci această fracție, pentru a raționaliza numitorul, se amplifică cu conjugatul armonic al acesteia. De exemplu, 7 supra 2 minus radical din 3, amplificăm cu 2 plus radical din 3 și obținem 7 pe lângă 2 plus radical din 3 supra 2 minus radical din 3 pe lângă 2 plus radical din 3. Deci 7 pe lângă 2 plus radical din 3. Folosim formulele de calcul prescurtat. Obținem 2 la a doua minus radical din 3 la a doua. Deci 7 pe lângă 2 plus radical din 3. 2 la a doua este 4. Minus radical din 3 la a doua este 3. Adică 1. Deci 7 pe lângă 2 plus radical din 3, rezultat. A doua, conjugatul armonic al radical din 5 plus radical din 3 este radical din 5 minus radical din 3. Deci amplificăm cu acest număr și obținem radical din 5 minus radical din 3 la puterea a doua supra radical din 5 plus radical din 3 pe lângă radical din 5 minus radical din 3 ne dă radical din 5 la pătrat minus radical din 3 la pătrat. Folosim binomul diferență, pătratul binomului diferență formulă. Deci radical din 5 la puterea a doua este 5 minus 2 ori primul termen ori al doilea. Deci 2 ori radical din 5 ori radical din 3 plus radical din 3 la pătrat, care este 3, supra radical din 5 la pătrat, 5, radical din 3 la pătrat, 3. 5 plus 3 ne dă 8, minus 2 radical din 15, 3, 5 minus 3 e 2. Dăm factor comun pe 2, pe lângă 4 minus radical din 15, pe 2. 2 cu 2 simplifica, rezultatul final 4 minus radical din 15. Media geometrică înseamnă radical din produsul a celor două numere ne-negative. Deci media geometrică a numerelor A și B este egal cu radical din A ori B. Cât ar fi media geometrică a numerelor 7 și 28? Deci media geometrică ar fi radical din 7 ori 28. 28, dacă vrem, îl putem scrie 7 ori 4. Radical din 7 ori 7 e 7 și radical din 4 este 2. 7 ori 2, 14.
Dacă media geometrică a două numere este 12, iar unul din numere este 8, să aflăm celălalt număr. Adică 12 egal cu radical din 8 ori x. Ca să scăpăm de radical, ridicăm la putere a doua. 12 la a doua este 144. Radical la putere a doua e cantitatea de sub radical, deci 8 ori x, de unde îți scoatem pe x egal cu 144 supra 8 egal cu 8 în 14 odată și în 64 de 8 ori. Media aritmetică a celor două numere, x și y, deci este suma numerelor x plus y supra 2. 4 radical din 5 plus 4 minus radical din 5 prin adunare radical din 5 cu minus radical din 5 se reduc. 4 plus 4 este 8 pe 2 care ne dă 4. Iar media geometrică 4 plus radical din 5 pe lângă 4 minus radical din 5 sub radical. Avem produsul dintre diferența și suma celor două numere. Va fi radical din 4 la pătrat 16, radical din 5 la pătrat 5, deci radical din 11 la 5. Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!